După ce a blamat decizia NATO de a nu impune o zonă de restricție aeriană peste Ucraina, Zelenski le-a cerut în schimb senatorilor Statelor Unite avioane de vânătoare, drone și rachete antiaeriene. Doar așa, spune președintele Ucrainei, poate să le țină piept în continuarea invadatorilor ruși. Liderul ucrainean a găsit înțelegere în rândul congresmenilor care l-au aplaudat, iar senatorul democrat Schumer a spus că va face tot ce ține de el pentru a facilita livrarea tehnicii militare. Паралель Зеленський се України і пентру континує пентру петру лібертати, пенттурвіаця і петру цар. Зупиняють свого спротиву. Вони кричать окупантам: йди додому, як російський корабель. Відтісняють їх з нашої території. Перекривають їм дороги. Кожен метр нашої української землі відвойований протестом і приниженням окупантів. Це крок. Крок вперед до перемоги. În discursul ținut pe Zoom în fața senatorilor americani, Zelenski a cerut și sancțiuni suplimentare pentru Rusia. Mai exact, acesta vrea interzicerea importurilor de petrol de la Moscova, dar și întreruperea completă a serviciilor Visa și Mastercard în Rusia.